1. Să rămână, bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am reîntâlnit după încă un an petrecut împreună în municipiul nostru. Am început de ieri sărbătoarea municipiului de Sfânta Maria, așa cum este tradiția la noi. Am sărbătorit petroliștii, am sărbătorit pe toți cei cu numele de toate, în primul rând, Maria, dar și Marian și toți ceilalți derivați din acest nume. Dar am început de ieri să sărbătorim Moineștenii și Moineștiu. În tradiția ultimilor ani, venim de undeva din depărtare, nu mai știu câți, avem și manifestarea de astăzi, prin care noi, conducerea primăriei, primăria municipiului Moinești, Consiliul Local Moinești, cât și întreaga comunitate, aș îndrăzni să spun, ne place să privim către cei care, spun eu, îndrăznesc să spun, prin grija lui Dumnezeu, v-a hrăzit ani mulți, frumoși și v-a binecuvântat familia. Și astăzi sunteți împreună după peste 50 de ani de căsătorie. Este un lucru extraordinar. Noi, cei mai tineri, privim cu admirație către dumneavoastră și probabil cu toții ne imaginăm și ne-am dorit să fim și să ajungem în situația dumneavoastră. Vreau să vă felicit, să vă urez de la început, să vă dea Dumnezeu în continuare multă sănătate, să aveți binecuvântată familia și pe toți cei din familie, că vorbim de fii, de nepoți, poate chiar de strănepoți, da? Și să vă bucurați în continuare de viață, de tot ceea ce este frumos, să vă păzească de cele rele și de griji, atât cât se poate și cât să putem să trăim o viață frumoasă aici, în municipiul Moinești. Îi mulțumesc domnului președinte Albu și întregului colectiv de la ce are omenia, ce are pensionari Moinești, Speranță și Omenie, cu care suntem parteneri în acest proiect și nu numai în acest proiect, pentru că împreună suntem aici și vă sărbătorim. Domnule președinte, vă rog să ne transmiteți și dumneavoastră un cuvânt din partea dumneavoastră și a organizației pe care o conduceți. Sărut mâinile și eu. Bună ziua cavalerilor de altădată și mirilor de astăzi și doresc să vă vorbesc în calitatea pe care o am la alegerea dumneavoastră, în mod sigur, ca președinte, eventual cavaler de onoare și, dacă se poate, și sunteți de acord, să fiu nașul dumneavoastră, celor care astăzi sărbătoriți cel mai frumos moment al vieții dumneavoastră. Aș vrea să spun că noi, asociația noastră, reprezentăm un număr foarte mare de pensionari. Avem 32.000 de membri în vreo 40 și ceva de sucursale teritoriale spre Ghimeș, Balcani, Bacău, Târgu Ogla, inclusiv în cartierele municipiului Moinești, unde avem peste 7.000 de membri pentru Moinește. Și ceea ce v-a zis domnul primar este și în sufletul nostru, a celor care conducem această asociație și credem că prin ceea ce facem noi suntem alături de toți membrii noștri, dar mai ales pentru cei nevoiași și, în mod deosebit, pentru cei care cândva au dat naștere celor mai tineri și care trebuie să aibă grijă de noi, cei care ne-am născut mai devreme.
Vă doresc multă sănătate, la mulți ani, fericire și să aveți grijă de urmașii dumneavoastră, pentru că și noi același lucru cerem de la cei mai tineri care ne conduc, cum ar fi domnul primar și ceilalți aleși din zona noastră, și n-aș ocoli nici pe cei care ne reprezintă pe plan național. Nu aș dori să nu specific că noi în atenția noastră avem și un proiect pe care să-l lansăm, în sensul ca vârsta a treia să reprezinte o prioritate pe agenda publică a tuturor, fie pe plan național, fie pe plan local. De aceea suntem alături de domnul primar și de alte organisme județene, eventual, pe plan național, pentru a face ca cei mai în vârstă să simtă sprijinul nostru. Încă o dată, multă sănătate și la mulți ani! Voi ruga colegii mei care sunt pregătiți aici să începem festivitatea de premiere a cuplurilor. Vă rog, haideți să începem. Da? Și o să începem cu cei mai onorabili dintre dumneavoastră, adică cu o familie care a împlinit 65 de ani de căsătorie. Să-i felicităm, că deja dumneavoastră i-ați aplaudat, pe familia Alexandra și Vasile Racoviță. Dacă se poate să fac o precizare, diploma pe care o să o primiți din partea domnului primar este semnată și de mine și este semnată și de mine chiar și pentru cei care nu sunt membri ai CRE personal. Sunt foarte puțini și chiar mă mir de ce oare cei 3 sau 4, cei 3-4 familii nu sunt membri la noi. Nu neapărat fac propagandă prin asta, dar dacă se poate, poate semnătura mea ar însemna și o invitație să veniți să vă înscriți la noi dacă doriți. Dacă nu, mergem mai departe în aceleași condiții. Mulțumim încă o dată pentru acest parteneriat. Vom continua numarea diplomelor în ordine alfabetică. La plinirea 50 de ani de căsătorie, familiei Maria și Vasile Albu. Chiar dacă nu este rudă cu mine, îi zic dizul meu și să dea Domnul încă o dată sănătate. Am avut un frate, Vasile, pe care Dumnezeu l-a luat, dar doresc sănătate încă o dată acestei familii. Familia Maranda și Neculai Adăscăliței. Am văzut la domnul Pădurea,
în ordine alfabetică, dar și cu la împlinirea 60 de ani de căsnicie, familia Georgeta și Ioan Andriuaie. La împlinirea a 50 de ani de căsătorie, Elena și Vasile Andon. La împlinirea a 50 de ani de căsătorie, familia Catinca și Ioan Ardelean. Prezenți, sunteți prezenți și vă văd prezenți. Felicitări. Familia Rea Silvia și Constantin Abramescu. La 50 de ani de căsătorie, familia Agurița și Ioan Călugă. Felicitări! Sărbători! La împlinirea a 50 de ani de căsnicie, Maria și Ioan Cenușă. La împlinirea a 50 de ani de căsnicie, Aglaia și Constantin Ciortan. La împlinirea a 50 de ani de căsnicie, Elisabeta și Grigore Constantinescu. La împlinirea a 50 de ani de căsnicie, Valeria și Ioan Dască. La împlinirea a 50 de ani de căsnicie, Teodora și Gheorghe Dragan. Felicitări!
Ați rămas puțin în urmă? Da. Doamna Dascălu, da? Tocmai ți-o pânză, da? Așa, doamna Dascălu. Asta. Familia Dascălu aici, da? Da. Da. Se îndrăga. Așa, și îndrăga. Aici. Da? La împlinirea 50 de ani de căsnicie, Frăsâna și Constantin Federeș. Domnul președinte, sunt membrii noștri. Cum? Și dați... Nu, nu dați plicul. Da. Da. Urmăriți pe doamna, ca să nu... La împlinirea 50 de ani de căsnicie, Ruxandra și Vasile Flore. Aici, da. Da. Stați, 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 nu vă dați. Nu puteți, că nu-i problemă. Sănătate și felicitări. Da. Cine semnează? Mirele sau Mireasa? Mirele semnează, da? La împlinirea a 50 de ani de căsnicie, Vercina și Mihai Hereș. La împlinirea 50 de ani de căsnicie, familia Maria și Virgil Prișcă. La împlinirea a 50 de ani de căsnicie, familia Ileana și Constantin Ifrim. Familie, la împlinirea 60 de ani de căsătorie, familia Ana și Gheorghe Ilaș. Nu este în sală nimeni din partea familiei? Da. O să... Vă rog să-i pun deoparte și să-i pun pe la împlinirea 50 de ani de căsnicie, familia Garoafa și Ion Ilie. Faciu ca domnul Dumnezeu, suntem neaburi, dar vă felicit. Da? Suntem sănătate și vă mulțumim. La împlinirea 50 de ani de căsnicie, familia Maria și Ioan Iordan. Familia Iordan este reprezentată de cineva? Dumneavoastră. Da. Iordan, da? Așa, da, că vă știu. Da. Sănătate.
Poftiți. Da. La împlinirea a 50 de ani de căsnicie, familia Maria și Constantin Luca. Felicitări. Poftiți. Și plicul de la ceară. Înseamnă, da, luați-vă. La împlinirea 50 de ani de căsnicie, familia Niculina și Constantin Macadam. La împlinirea 50 de ani de căsnicie, familia Zamfira și Gheorghe Malache. Felicitări, pe bună, doamnă! Mult noroc și sănătate! Felicitări și astea sunt voastre! La împlinirea 50 de ani de căsnicie, familia Tinca și Petrea Mateuț. Mateuț. Felicitări, doamnă, și dumneavoastră. Să vă dea Dumnezeu sănătate în continuare și bucurii. La împlinirea 50 de ani de căsnicie, familia Ana și Neculai Mihăilă. La împlinirea a 50 de ani de căsnicie, familia Maria și Vasile Munteanu. La împlinirea a 50 de ani de căsnicie, familia Adela și Vasile Musteață. La împlinirea 50 de ani de căsnicie, familia Iuliana și Dumitru Năstac. Familia Maricica și Ion Năstase. Felicitări.
mulți, și dumneavoastră ani. Și să fiți aici și la 65, de ce nu să avem și la 70 de ani, da? Vă dorim. La împlinirea 50 de ani de căsnicie, familia Maria și Gheorghe Niculescu. La împlinirea 50 de ani de căsnicie, familia Viorica și Vasile Panțâru. Panțâru. La împlinirea 50 de ani de căsnicie, familia Maria și Aurel Pavel. Familia Pavel. De la noi au primit anul trecut. La împlinirea a 50 de ani de căsnicie, familia Elena și Teodor Păduraș. La împlinirea a 50 de ani de căsnicie, familia Elena și Eugen Sandu. La împlinirea 60 de ani de căsătorie, familia Anișoara și Petrea Sandu. La împlinirea 50 de ani de căsnicie, familia Maria și Dumitru Stoican. Peste 10 ani venit dumneavoastră. Vă mulțumim din suflet pentru grijă care vă așteptăm la 60, la 65, da? Da, da. Și noi vă așteptăm să ne așteptați. La împlinirea a 50 de ani de căsnicie, familia Ecaterina și Petre Timaru. Thank you.
la împlinirea 50 de ani de căsnicie, familia Maria și Constantin Ursu. Felicitări, să rămână, domnule. Felicitări. Vedeți că am ajuns și la dumneavoastră. Să ne întâlnim când vreți să aveți dumneavoastră o scujeană. Să dea, domnul. Nu am ales-o, ci așa a fost întâmplarea, ca ultimul cuplu, ultima familie pe care o sărbătorim astăzi, este la 60 de ani de căsătorie, familia Victoria și Ilie Pespar. Și ca să rețineți cei care au 60 de ani, sunt de seamă cu cea de pensionari, speranță și omenie. Anul acesta am făcut 60 de ani de când ne-am înființat. Ne dorim încă o dată la mulți ani. La mulți ani. Vă rog, președinte, eu am spus, n-aș vrea să mă repet. Către finalul cuvântului meu, aș vrea să dau un semnal ca pentru oricare nuntă că sosește tortul miresei din partea aceea de pensionari. Și după aceasta, către final, toți sunt invitați pe hol să cinstim un pahar de șampanie. Iar în plus, pentru toți, toate familiile, membrii aceia de pensionari, sunt invitați de onoare la data de 1 octombrie, ora 10, la pensiunea Davis sau Davis, cum vreți să ziceți, la ședința anuală a membrilor asociați din cartierele municipiului Moinești. Atunci s-ar putea, în mod sigur, să cinstim și altceva. Deci, sunteți invitați de onoare la adunarea generală a pensionarilor din cartierele noastre, zi care, poate pentru unii nu cunosc, este declarată de acum 15 ani de ONU, ca vin Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Nu puteam încheia decât cu un certecat, așa că să putem să se întrăiască, mă invit pe doamna Otilia, care ne face bucuria, și împărtășim bucuria și bucuria asta, care și-a sărbătorit familia. Da? Doamna Otilia, vă mulțumesc mult, da? Domnule Mihai. Haideți să ne dăm la mulțumesc și voia să ne încântați. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Sunt tare fericită că pot fi astăzi prezentă alături de dumneavoastră la acest moment unic, sărbătorind nunta de aur, dar totodată sunt și emoționată, deoarece îi am și pe părinții mei care aniversează această minunată zi unică pentru dumneavoastră. Aș vrea să le mulțumesc din suflet pentru tot ce au făcut pentru mine și pentru fiul lor și pentru generații de alți copii care i-au educat și au trudit pentru noi. Vă felicit pentru anii frumoși pe care îi aveți, vă doresc multă sănătate, vă doresc să aveți zile liniștite, zile frumoase, zile senine alături de cei dragi. Și dacă îmi permiteți, a
aș dori să fac o dedicație muzicală, interpretându-vă două cântece. Primul se numește Bun găsit la sărbătoare, iar al doilea este un cântec satiric care vă duce așa prin tinerețile dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet! Și-a privit nevestitor, am cam privit de vida.
lângă mine, o elevă de la școala gimnazială Tristan Zana, o elevă de-a mea, care va recita poezia creată de mine, reflectând la căsnicia părinților mei, dar poate și dumneavoastră, și cu siguranță vă regăsiți în versurile acestei poezii, pe Roxana Ciocan, Nunta de Aur. Nunta de Aur, de Odilia Purcaru. În barca vieții noastre, doi tineri am urcat, ne-am amântat în valuri, femeie și bărbat. Pluteam noi vitejește la 20 de ani și plin de fericire căminul întemeiam. Apoi, în barca noastră, copiii s-au urcat, pe soare și pe nouri, în lar ne-am avântat. Ce fericire mare dăduse peste noi când înfântam cu toții și arșița și ploi. La mijlocul vieții, ce iute ne-am trezit și rând pe rând copiii ne-am căsătorit. Ce iute trecu viața la 70 de ani, copiii și nepoții ne cântă la mulți ani. Ne cântă strănepoții, să ne trăiți bunici și în barca vieții voastre să plutiți fericiți. Mulțumim, doamne Odilie, felicitări și pentru, este prima lansare, prima poezie, doamna Odilie, ca să știm, să marcăm acest moment, da? Mai sunt deja. Vă doresc să aveți multe pentru că sunt frumoase. Felicitări și domnișoare pentru intonație și pentru recital. Eu v-aș invita să ne permite să facem aici o fotografie de grup și după aia vă invităm să ciocnim un pahar cu șampanie. Da? Deci, haideți, vă rog, urcați pe scenă și noi încercăm să ne așezăm și noi pe aici, pe mijloc, domnul președinte, da? Și... Da? Sau să se nu, poziția nu. Asta? Nu, stați dumneavoastră aici, da? Ia să vedem. Ridică, te rog, că... Da. Vă mulțumim din suflet și să vă lumineze calea Dumnezeu și să aveți o viață frumoasă în tot timpul. Haideți să ciocnim și să servim, da? Să se lucru pe mă haideți să facem. Așa, perfect, Bogdan. Și poate mai ies. Anunță-mă! Un pic la mine, atenți, vă rog frumos! Comi! Hai că ne frunzăm! M-am nimerit aici la copii, am plecat de acolo. Da, îmi fac treaba până la capăt. Vă las la școală. Unicul Marica se ies în rângă. Așa. Mai aproape un pic. Da.
Perfect, așa. Mai apropiați un pic, mai apropiați-o din partea. Perfect.